Adrian Popuția s-a mulțumit doar cu medalia de bronz la ediția din acest an a Cupei României la box de la Brăila. Elevul antrenorului Ioan Dragoș a asigurat medalia după primul meci câștigat în fața lui Rafael Mihai Bucura de la CSA Steaua București. Ediția din acest an a Cupei României la box, competiție rezervată categoriei de vârstă seniori, a adunat la startul întrecerii un număr destul de mare de sportivi, iar printre participanți s-a aflat și Adrian Popuția, de la Clubul Sportiv Municipal Zalău. Competiția a fost organizată de Federația Română de Box, Asociația Județeană de Box și Clubul Sportiv Municipal Brăila, în parteneriat cu Primăria și Consiliul Județean Brăila. Iar audiența la ultima gală, cea a finalelor, a fost una impresionantă, în sala polivalentă din Brăila fiind prezenți aproximativ 1400 de spectatori. Conform înscrierilor, cea mai populară categorie din concurs trebuia să fie cea de 91 de kilograme, cu 12 participanți, categorie la care s-a înscris și a participat Adrian Popuția de la CSM Zalău. Proba cântarului a fost cea mai grea pentru majoritatea concurenților, astfel că aproape jumătate dintre ei nu au reușit să se încadreze în limitele categoriei la care au dorit să participe. Pentru Adrian Popuția, proba cântarului nu a fost o problemă, așa cum nu a fost o problemă pentru pugilistul zălăuan, nici primul adversar. Popuția a urcat în ring și a boxat direct în sferturile de finală ale categoriei 91 de kilograme, unde l-a avut ca adversar pe Rafael Mihai Bucura de la CSA Steaua București, pugilist pe care l-a învins la puncte și a făcut pasul spre finala categoriei. Cu medalia de bronz asigurată, elevul maestrului Ioan Dragoș a scăpat de presiunea atingerii obiectivului, care era pentru competiția de la Brăila cucerirea unei medalii. Din păcate, în semifinala programată vineri seara, Adrian Popuția nu a prins cea mai bună zi și a fost nevoit să se recunoască învins la puncte în fața mult mai tânărului Mirel Ionuț Jitaru de la Sport Club Municipal Bacău.